Bună dimineața, YouTube! Avem leul pregătit ca de fiecare dată. Suntem în piața de vechituri din Cluj-Napoca. Avem un nou dispozitiv cu care filmăm, așa că să fiți indulgenți cu mine dacă nu focalizez, încă nu sunt obișnuit cu el. Dar să vedem că poate o să iasă bine clipul ăsta. Vreau să văd un pic diferența dintre fostul dispozitiv și acesta pe care l-am acum. Înainte am avut un Z Flip cu care filmam și am trecut pe chinezăraie, pe Xiaomi. Xiaomi 13T Pro, dacă sunteți curioși. Aici avem taraba lui Patrick cu mașinuțe. Apare în fiecare clip al meu. Și hai să vedem ce mai găsim în piața de vechituri. Și a scos lumea deja taraba. Dă-l pe Patrick, fă-le cu mâna. Servus. Așa și hai să ne plimbăm un pic pe aici. Bun. Curg secundele. Intrăm în hala I. Să vedem ce găsim, ce găsim, ce găsim. Afară o temperatură ideală, cred că 8-9 grade. Superb. Super, l-avem pe Patrick aici cu noi. Azi vine pe piața de vechituri. Facem clipul împreună. O să filmeze și Patrick, dacă vrea, desigur. Ochelari de soare, dar au trecut sezonul. Ai găsit ceva? O, uitați, așa arată. Aici suntem noi, telefonul. Facem un vlog pentru YouTube. Salutare, YouTube! Uitați aici, copii, atrași de mașinuțe, de Lego, de absolut toate. Așa, masă colorată, normal că ești atras de ea. Avem și scule de pescuit aici. Chestii handmade, să rămână. Nu uitați. Care? Aha. I-a pus sau răsărit? E o dilemă asta. Tătuna. Tătuna, așa e? Sănătate, ce faceți? Salutare, YouTube, zile! Da, ce ceasul găsim aici la domnul? Alea fania? E tare, e zvecien. Da? E ala nu-i troc. E troc ala, nu mă ascult. Asta, două, da. Da? Hai să vedem. Ala e zvecien. Uitați cum arată. 20. E funcționabil? Da. 20. Super. Ala e placat de aur, e foarte. Serios? De, serios. Și la cât e? De 300. Super. Azi când vine lumea să cumpere, care vede clipul. Placat cu aur. Bine. Bine, mă, de pace. Săruna. Față și urs. Asta e neamul meu, mă. Uite încă. Uite. Ăla-i neamul meu. Da, și eu cu suflet. Ăla seamănă cu mine. Nu sunt de bunica ție. E mare deja. Vrei un ursuleț? S-a trecut vremea. S-a trecut vremea, așa-i Patrick. No, uite aici, mă, globuri, betele. Ăla-i cu el, cred că. Vine moșul. Cum? Nu trebuie bani. Se zice, eu probat unul aici și uitați un pic. Și da, cui îi trebuie? Da, mie nu, mi-s bune. Da, nu știu dacă poartă. Vrei Patrick Mănuș? Nu trebuie bani. Da. Ce amabilă-i doamna. O, dragă de ea. Fierăstrău, da.
o grămadă de chei. Uitați și parcarea. Parcarea. Să trăim bine, poate la Cotroceni. Ei, nu, noi cu... Că noi nu, prea. Sănătate! Cum? Da, deja sunt spiritul Crăciunului. Neața bună! Ce faci? Păză. Da, vaca. Aspirator de asta, cine ține minte? Vechi e numai. Ca tablouri. Dic Cerbu. Hai să ne mai uităm. Ce-ai văzut, Patrick? A, ah, ce faină e! Da, 50 de lei. Superbă! 50 de lei? Mulțumim! Te rus! Ceau! Ce faceți? Ați venit iarăși? Cum are treaba? Nu așa bine. Nu așa bine? Nu așa bine, deci... Ah, este vreme. Uite, filtrul de aer sport. Uite, mă, servești dacă cumperi. Dacă nu, nu. Abține-te, trebuie să scrii. No, spor la vânzare, dragilor. Pa! Salut! Fain, așa e? Ce e Rolex? Da, Rolex, nu Rolex, mă. Samră numai. Ciopia fidelă lui Submarin. E copilul, cum era copilul Rolex. Da, dar le-a chiar râs ei cu ăștia. Da, dar și ăsta gigadetul elvețian o cumpăra de americani, adică... Da. Da, uitați. Super mișto. Super fain. Ce faină geanta asta. La cât o aveți? Geanta la cât e? 50 de lei. 50 de lei? Da, mă, dar e cu geanta împreună. Șosete groase. Vine iarna. Iar lumea... Geamanta. Cum? Geamanta. Da, 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 văd. E faină. Mhm. Uh-huh. Ce e? Sunt nervos, e. Da. Mergem pe aici? Uite. Hai pe aici. Poftim? Unde vezi? Hai multă mă, flanelă, TikTok. Uță bună! Are, e fete. Ce zice asta? Fete. Ce zici? Crezi că e de fete? Da. După ce îți dai seama? Bă, asta, aici și după măsură. Da? A prins doar de azi, Patrick. Fete, băieți. Mai contează. Da. Salut, Hienă! Zi-ne rezumatul cu Rapidul, ce s-a întâmplat? Film de groază, pentru Giulești. Film de groază? Pentru Giulești. Cum a fost, mă? 1-0, 2-0, după aia am mâncat bătaie. Eu nu știu, eu și la 2-0 am cu credere că întors în școală. Da? Nu știu, așa am simțit. Aici ai colecția mea de mașinuțe. Da? Cât este? La 25 de lei, oricare. Asta care la cutie. Acolo avem Porsche, BMW, Austin,
Aia cu un fake tag. Oricare 200 de lei. Nu, dar e și mai scump atunci, nu? Faină. Sunt frumoase, nu? Da. Contează și cum le expui, nu? Corect. Asta nu stă bine. Deocamdată, lasă, că și revine. Își revine ea. Ajungi tu. Da, bun. Vedem mâine. Cu cine jucăm? Păi cu Craiva lui Vititelu. Da, stai de liniște că le dăm pe cauză. Îi încălzăm și pe. Ia uite, vine. Mai de. Ia să-l văd. Uite, cum ești. Și sunt 25, uite. Da. Mini Cooper. Ăla-i merge. Bijuterii nu aceea. Faine. Cu ăsta trebuie să filmez mai departe. A, cu euro. Salut din nou. Dă-mi încet. Mersi. Hai să vedem niște iPhone-uri. iPhone 5. Ce înduit e ăsta? Nu uitați la el. Acum nu, Patrick, ce vrei și tu? 5, 6, 7 lei. Unde 7 lei? La 5 lei. Păi da, 6 de piese. Da. Oare cum s-a stat pentru ce îi? 14. Care ar fi șansa să găsesc eu o cursă pentru asta? Ce-ai găsit acolo, Patrick? Uitați chibritele acestea, ce bine arată. De când cardul bătine cutia asta? Are anul. Nu. 3-6 luni are. 6 luni? Dar o am de mult. Știu cum mi-ai povestit de ea. Da, nu. N-am găsit clientul potrivit. O să vină. Delink. Nu. No. Super. Ce mai avem pe aici? Patrick. E brichetă, Patrick. Toate sunt brichete astea. Ia că și funcționează. Ia mai dată foc. Hai ce faină e. Motorola. Sunt faine. Mă duc cine colecționează. iPhone 4. El a trebuit încărcat. La cât îl dai ăsta? 30 de lei. România? Păi sau, lasă-i că acum poți lua să le echipi. Tocmai vorbeam de ei. Ai văzut, mă? De trei? Cum? De trei? Nu, ziceam că sunt foarte mișto alea. Da, dar le-are de ceva timp, ca ziceam și eu că le-are de... Da, da, din preț, că... Da, 250, 230 să le dau dacă... Dar e superbă! E complet, e din 1975. Păi am folosit la cineva de ele și... Păneta am pus odată la 400 de lei, știi? O întrebat... No. Mere mai departe. Nu, pentru că nu primim. Gata? Spor. Ai așa strike-ul meu pe YouTube cu colinzele astea. Colinzi, cum se zice? Hopa. Asta aici o capotă de cărți. O capotă de cărți. Ce mișto-s!
nu-i nicio problemă. Aici. Da, sănătate, toate cele bune. Salut. Ocupam de aici de la Coloșvar. Tranzacție efectuată. Da. În sfârșit văd și o vechi turmă, nu chestii noi. Atât am vrut să aud în capa. Bă, oamii. Hai că ce vedeți. Hai că nu le-am pus în jur. Bă, cum ai acolo? Uite că nu-ți spuse toate. Să uite că sunt cu tine. Te duci și scrim și mi-aduci 10 lei. Nu-i cu supărare, nu. Eu nu spun de aici, tata. De aici. Mare pâncredere. Da, cum să nu? Cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare amabilitate. Hai, ce boxe faine. Philips. Nu mai sticla. 50. Nu mai sticla. Așa e când ai marfă bună. Este, uite, este nouă nouțe acolo. Sunt noi nouțe. Sunt fie la... vorba noi nouțe. Da. Adă, mamă. Hai că vă ajut eu. Sunt intermediarul. Comision 5%. Am ajutat la tranzacție. Spor la vânzare să ai. Mulțumesc, respect toate cele. Ciao. Dacă încă n-am scos reviste vechi. Dar scoate-le afară, nu le ține acolo. Hai, uita și mișto și măștile astea. No. Îi am buteaj aici. Avem și cafele, avem și... Uite, Patrick, ți-am găsit mașină de pompieri. Uite-o. Ce zici? Ideea e veche, știi, cu telecomandă, cu fier. Uite-o, mașină de scris. Ovi. Mașină de scris, casa de aia mai mare, mai neagră, mai urâtă. What the fuck, ce asta? Nu știu, habar n-am. Unde ești, Patrick? Asta e curte și la... ăla la cea, baby aia la cu. Vindem covare cu aspirator. La oferta. Găsim ceva aici, Patrick, ce zici? Să achiziționăm. Hmm? Care îți place? Măcă n-are uși. N-are uși. Păcat de el. Și vezi, la n-are rost Ferrari-ul. Sau ce îi... Cam nasolică. Oba! Uite aici să vedem ce găsim. Ce fain e pick-up-ul ăla. Super. Aparat de cafea. Vase. Avem de toate. Bă, dar unde sunt oamenii din târg? E cam gol. E cam gol, așa e, Patrick? De ce fain e asta, Beetle-ul? Beetle. Cinci lei, Patrick. Îl vrei? Ți-l iau acum? Ce? Înțeleg. Da? Nu, bine.
pune deoparte, te rog. Se pune deoparte, bine? Am înțeles, stai liniștit. Salut, domnul. Te rog, ce mai mister? Aici nimă nervez, nu mă mai tăpima. Păi, zic o fază mori. Zi-o, pe vlog. Săptămâna trecută. Așa. Nu m-ai văzut, dar te-am văzut eu. Super. Nevastă mea mă sună. Bă, vezi că este unul în ochi care tot filmează. E ceva bai, zic, nu-i niciun bai, că e un prieten de-al meu. Este unul care filmează? E. Ia să-l pe Facebook. Pe... Acum nu e așa evident că filmez. Să ne continuăm vlogul din Piața de Vechituri, Cluj, de pe strada Populnei. Uite aici, tastatură mecanică, mă. Ce bine sună astea. Ce e ăla? Aspirator. Aspiratorul? Nu cred. Bun. E habaram ce e. Uite, mă, proiector. Da, uite acolo, un kil de aur. Țers. Aia e faină. Cât de cât cerpea? 30. Cât? 30. 30. Ce ai găsit, Patrick? Ia sunt. Mă părea foto? Ia. Faci poze. Acum avem telefoane, mă, și de astea. Le-a trecut vremea, numai la colecționari. Mm-hmm. Uitați aici, detergenți. Uitați, adopt un câine. Dacă vreți să adoptați un câine, puteți veni la centrul de ecarisaj și plecați cu un câine acasă. Iața. Uitați. Bine. Și bine înapoi. Bine. Fugi. Uite, pe bază, ce viteză bagă. Uitați, hala. Haideți să vedem ce mai găsim. Ce avem aici? Bun. Let's go. Let's go. Uitați ce mașină roz AMG. Patru scaune. Încălțăminte avem aici. Avem de toate. În hala E. Mănuș. Haideți să ne uităm la tablouri.
lucrurile. Mișto. Spider-Man. Omul pe Yangon. Aici, sectorul de haine, unde nu prea am eu curaj să intru. O luna dreapta. 3 la leu. 3 la leu. 3 la leu? Auleu. Auleu. Stați aici greutăți. Tot ce vreți. Aici un pic e întuneric. Să vedem cum, dacă rămâne aceeași calitate sau mai nașpa. Ce am să vă rog, să spuneți voi în comentarii dacă e mai bine, dacă e mai bună calitatea față de clipurile precedente. Uite aici. Bună! Nu, no, e în regulă. 2 lei sau 3 seturi, de alea la 5 lei. Au și plicuri. Ia să vedem. Dacă nu mi-ați adus, super. Haideți să vedem, să vedem. Dați-mă și motocicletă de vânzare. Adidas. Păpuși de astea friki. Friki. Aparate de cafea. Intrăm acolo, ne riscăm. O grămadă de lume. Sunt haine. Bă, deja e ușor asta. Mi-a intrat în cap cânteci de Crăciun. Salut! Ce faci? Plimbare? Super, fain! Ciao! Andrei Vec Baroba. Zi, salutare YouTube. YouTube. No, bun, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Mai mult un test a fost. Să vedem cum filmăm cu noua achiziție. Să sperăm că se va vedea bine pe televizor, pe ce vă uitați voi, pe laptop, pe telefon.
să schimbați calitatea, că am filmat în 4K, 60 de cadre pe secundă. Și să ne vedem pe sâmbăta viitoare cu clipuri din Oster. Patrick, tu închizi vlogul.